Salutare, prieteni! Astăzi sunt la Motorpark România pentru BMW Motorrad Track Experience, un eveniment unde participanții au ocazia să testeze cam toată gama a BMW, dar se și învață. Sunt și câteva sesiuni de training teoretic, după care se pune în practică pe circuit ce se predă în acele sesiuni. De ce am venit eu astăzi aici? În primul rând am venit pentru Marius Băcilă, să-l văd cum se dă cu R18 Octane. Nu, glumesc. Am venit pentru a merge cu noul R1250, care tocmai ce trece acum prin spatele meu. Și am mai venit să văd dacă există diferențe între S1000R standard, cel care pleacă de aici, și M1000R, cel pe care l-am testat acum vreo lună și există deja un clip pe canalul de YouTube. Și o să mai vreau să mai dau o tură cu S1000XR, pentru că m-a rugat un prieten care vrea să-și cumpere motocicleta asta, să-mi dau cu părerea. Am făcut o tură lungă acum ceva timp prin Maramureș cu S1000XR. E o motocicletă care îmi place enorm. Dacă vrei să faci turul lumii și te grăbești, asta e motocicleta pe care trebuie să-ți iei. Am o mică problemă, în schimb, doar la șa. Nu știu de ce forma șei nu... N-am făcut click cu mine niciodată. Totdeauna mi s-a părut că mă incomodează la protecțiile de șold, dacă sunt cu pantaloni de touring, cum sunt și astăzi. Dar, special pentru Emil, o să facem și un test cu S1000XR pe circuit la adâncata, să vedem cum se simte motorul acela. Acum, haideți să dăm câteva ture pe circuit, timp în care vă povestesc un pic despre noul R1250R, naked cu motor boxer, este un roadster modificat pentru 2023 și ne vedem la concluzie. E perfect! Cum se aude motorașul ăsta de tractoraș, așa, cum vibrează el. Ia uite-l cum vibrează. Cum s-ar zice în limbaj de lemn, are caracter. Așa, hai să vedem cum este noul R1250R acum. Nou, vorba vine. Cel puțin la nivel de design, pentru mine e la modul, fată, hai să mergem până la toaletă să ne împrospătăm machiajul. Înțeleg că s-a umblat pe aici pe acolo, foarte subtil, pe la codiță, prea subtil pentru mine. Mi se pare la fel, dar e adevărat că sunt ceva ani de când n-am mai mers cu unul și nu pot să zic că forma e ceva important la motocicleta asta, pentru că pentru mine motorul contează mai mult. Acum unii zic că e un roadster pentru oameni maturi, liniștiți, nu e pentru huligani. Într-adevăr, nu e pentru huligani ca un S1000R sau M1000R. Liniștit, dar totuși 143 de Nm sunt 143, iar frumusețea acestui boxer este că ai cuplul în principal unde trebuie, adică turații joase și medii. Trage motorașul ăsta ca un tractoraș, ce să mai... Uite cum trage, uite cum pleacă. De pe lângă viteză, pe lângă treapta de viteză care trebuie ai fi, iese frumos din viraj, trage de jos, ce să mai... O încântare. Și mai ales cum se aude, e adevărat că are Toba Krapovici motocicleta asta de test, dar dă niște rateuri și are o sonorizare de... ce să mai... BMW Surround System. Dar hai să vă zic pe scurt care sunt noutățile pentru 2023, pentru că s-a modificat un pic. În primul rând primești standard, numai opțional, Dynamic Traction Control, DTC-ul. Mai apare un mod de mers eco care maximizează autonomia motocicletei, nu ne interesează, suntem la circuit aici. Apoi, opțional, poți să-i pui și modul Pro, care reglează cuplul de frânare al motorului și Dynamic Brake Control, care oferă asistență suplimentară în timpul frânării de urgență. Și mai avem și ABS Pro standard. Frânele ca la orice BMW, pot să zic, impresionante. Am văzut că sunt etrieri Brembo, cred că și înainte erau fix aceleași frâne, nu cred că s-a schimbat nimic. Oricum, impresionant, pentru că ai 240-239 de kilograme la plin și simți chestia asta, adică e o motocicletă grea, iar ca să o oprești de la 200-200 și de kilometri, trebuie să ai niște frâne bune. Și din punctul ăsta funcționează ireproșabil, totul foarte agilă, v-am zis, în ciuda acestor kilograme, ajută și faptul că e boxer, centru de greutate jos, nu mai repetăm chestiile astea, le știe orice iubitor de boxer. Și mai avem ca noutate, vedeți, acum rulez
în modul sport al display-ului. Înainte nu exista acest display. Display-ul care era și pe S1000RR, S1000R, varianta sport ce-ți arată și gradul de înclinare, ai și un lap timer, deci și asta este o noutate pentru 2023. În rest, totul e cam la fel cum era în trecut. Prețul pentru 2023 undeva pe la 14.250, cred. Dar asta varianta de bază, dacă îi mai pui și un pachet sport, de exemplu culoarea asta pe care o am pe motocicleta de test acum, cred că mai e încă 850 de euro. Dacă îi mai pui după aia, nu știu, poți să vii cu niște roți clasice cu spițe, am văzut, sau poți să îi mai pui încălzire în șa. Astea sunt câteva opționale noi pentru 2023, care nu erau în trecut. Probabil că o duci undeva pe la 16.500-17.000, cam ăsta ar fi un preț de o motocicletă corectă, să zicem. Dar că tot am zis de Hooligan și S1000R, M1000R mai ales, haideți să vorbim, să trecem la lucruri serioase, să vorbim și despre motocicletele. Cel mai mult mă bucur că am venit la BMW Motorrad Track Experience ca să văd efectiv diferența între M1000R și S1000R. Mersesem deja cu M1000R-ul acum o lună. Există pe canalul de YouTube un clip detaliat despre utilizarea lui atât pe stradă cât și la circuit, însă nu mai mersesem de mult cu S1000R, care e unul dintre naked-urile mele favorite, categoric favorit de la BMW. Și nu mai țineam minte, mai ales că ultima oară când fusesem la adâncata aici, mersesem cu un S1000R limitat, adică 1000 de ture maxim. Acum ăsta e nelimitat, am putut să văd un top speed, să zicem, pe linia dreaptă. Și diferența este majoră între M1000R și S1000R. În primul rând, la stabilitate, de la 160, dacă bagi mâna în gaz, începe să se ridice fața la S1000R-ul standard și joacă, na, îți dă ceva emoții. Ăla stă ca pe șine. Dacă accelerezi liniar, nu o bruschezi, se duce 235-237, v-am mai arătat în clipul de prezentare pentru M1000R. Practic, diferența asta de putere, surplusul de putere, 210 cai pe care îl are M1000R, cât și aripioarele astea aerodinamice de care v-am mai povestit eu, te ajută, sau se vede cel mai bine diferența pe linia dreaptă la circuit aici. Cum ai trecut de 9000 de ture, intră shift cam-ul, intră toți scăluții, 210 cai, față de varianta standard S1000R, care are doar 165 de cai. E adevărat că am mers în celălalt sens astăzi, dar linia dreaptă e aceeași a circuitului, deci același spațiu, aceeași distanță. Și cam asta a fost BMW Motorrad Track Experience. Sunt convins că a fost un eveniment pe placul multora care au participat astăzi. Practic am văzut multe zâmbete sub cască. Oamenii au învățat mai multe despre modelele BMW, cât și despre mersul pe motocicletă, având acele sesiuni de instruire teoretice. Și practic au avut ocazia să testeze toată gama BMW într-un mediu controlat, într-un mediu asigurat, unde nu dai de, nu știu, gropi, de nivelări, surprize după colț, o vacă, un șofer neatent care intră pe sensul tău. Întotdeauna, și-am mai zis asta, la circuit vii să te perfecționezi, să mergi mai bine și să te pregătești pentru evenimente nepregătite ce pot apărea pe stradă.